Salutare! Eu sunt Nicolae Onțiu de la One IT și vă urez bun venit la Tech Time, o nouă sesiune din cadrul seriei de dezbateri online despre tehnologia în business. Odată cu această sesiune, marcăm ediția cu numărul 30 a Tech Time. Cu această ocazie, la sfârșit de sezon 1, în august o să luăm o mică pauză de vacanță, dorim să vă prezentăm un rezumat în care punctăm câte o idee importantă din fiecare ediție anterioară. Înainte să mergem mai departe, vă recomand să vă abonați la acest canal, deoarece aici publicăm periodic informații noi despre tehnologii în business. Timp de 29 de săptămâni am parcurs o călătorie excelentă prin intermediul acestor ediții Tech Time. Vă mulțumim mult pentru feedback-ul bun oferit în această perioadă și felicitări celor care ați implementat în firma voastră câteva dintre ideile prezentate. Mulțumim și invitaților, partenerilor noștri, cu ajutorul cărora am prezentat informații utile și valoroase pentru afacerile românești. Și mai mult decât atât, cu ajutorul cărora am implementat și soluții IT eficiente clienților noștri. Să parcurgem așadar acest scurt rezumat Tech Time. Și exact la o discuție de genul ăsta, unul din clienți a ridicat mâna și a spus: eu am rezolvat problema. Fenomenal! Cum? Zice, am pus un om cu Kalashnikov în fața data center-ului. Hai de capul meu! Da, ai rezolvat o problemă! Da. Adică ai mitigat un risc, dar nu ai reușit să treci în altă zonă. Da? Adică sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le iei în considerare. Evident că nu putem să ne asigurăm de tot ce se poate întâmpla, dar, și asta este scopul discuției de astăzi, putem să ne asigurăm că acele date foarte critice, acele aplicații critice pentru care business-ul este 100% dedicat, adică fără acea bază de date, fără acel oracle, fără acel SQL, fără acel, ca să dau așa un pic de conotație tehnică, practic business-ul n-ar funcționa, trebuie să mă asigur că datele alea există undeva, există pregătite la cât se poate ultimul moment în timp, să pot să le utilizez dacă infrastructura de producție este cumva sub o breșă de securitate, sub un atac cibernetic, sub o problemă de orice fel. Exact. O soluție pe care cam toate agențiile din lume, europene, eurasiatice, FBI și așa mai departe, le puteți regăsi sunt acest Air Gap Vault. Această idee de a mai avea o copie regulată, evident, a acelor date critice, da? Puse cumva separat, izolate și disponibile imediat, da? Subliniez acest cuvânt imediat, în cazul unui astfel de atac cibernetic. Da? Dar gândiți-vă ce s-a întâmplat, e public. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la Bistrița, nu o să dau numele clientului, cu acel director financiar care a primit un email, da, care a primit un email de la directorul general, fiind plecat în concediu, și a spus: transferă cât? 40 de milioane de euro, oameni buni. 40 de milioane de euro în contul ăsta. Deci cei care nu știți, știrea cred că e publică, se poate căuta pe net. Este publică și, prin urmare, 40 de milioane au plecat din contul respectiv. Da? Am mai întâlnit și la alți prieteni. Sunt în concediu, te rog, trimite-mi pe contul ăsta de Revolut 2000 de euro, că am nevoie urgentă de bani, îi transfer înapoi când mă întorc. Da? Înseamnă în felul următor. Eu trebuie să am 3 copii ale datelor mele. 3. De ce 3? Pentru că una se află în producție. Producția nu pot să o mut. Producția stă acolo. Da? Dar pot să fac o copie a acelor date. Da? Asta este primordial. Primordial este să-mi fac o copie a datelor mele. Cel puțin una. Pentru că vine celălalt 2 din această regulă. Și 2 ce îmi spune? Să-mi păstrez datele mele pe 2 medii diferite. Ce înseamnă 2 medii diferite? Gândiți-vă la politicile de backup pe care clienții le au. Disk to disk to disk. Disk to disk to tape. Disk to disk to cloud.
Da? De ce e discul disk-to-disk prima oară? Pentru a face un backup rapid și pentru a face un restore rapid. Recomandăm al doilea disk pe care să păstrăm ultimul backup pentru un restore rapid. Da? Disk-to-disk-to-disk. Ultimul disk sau cloud-ul sau tape-ul intră în acel 1. Să păstrăm o copie a datelor noastre în afara companiei. Da, pentru cei care folosesc tape-uri, de cele mai multe ori tape-urile acestea se fac săptămânal și se duc la bancă. Există acel backup admin care asta are în fișa postului. Am văzut în CV-uri trecut lucrul acesta pentru că este foarte important. Să ducă tape-urile la bancă? Da, Nicu, să ducă, să scoată tape-ul, să se asigure că tape-urile sunt schimbate exact, la integru și că totul e ok. Exact, iar backup-ul mutat pe tape să fie mutat în afara organizației noastre, da? Dacă vorbim de cloud, în afara organizației noastre, da? Este cloud, este în afara organizației noastre, chiar dacă noi facem un VPN către zona de cloud sau un dark fiber către zona de cloud sau express route sau ce mai doriți dumneavoastră să vă conectați către infrastructura din cloud, da? Deci foarte important este să respectăm acest 3-2-1. O să vedeți de cele mai multe ori în momentul în care o să primiți o ofertă de backup, la prima vedere o să vi se pară scump. Gândiți-vă cât de scump vă costă pe voi pierderea celor date. Și trendul merge în direcția căutărilor locale. De exemplu, dacă vrei să poți să-ți cumperi tehnologie fie online, dar anumite lucruri încep tot mai mult să se cumpere local, pentru că dacă nu ai suficient de multe cunoștințe despre un laptop, despre o imprimantă, ce faci? Mergi la OneIT, faci o căutare, găsești OneIT și mergi, ok, cum ăsta? Cum este laptopul? Cum funcționează? Ai acolo oamenii și e o legătură mai aproape, mai strânsă, care se creează tot prin tehnologia asta. Să nu mergi mai departe, că te poți uita în date, ce caută oamenii, poți să vezi analizele astea de date. Ce produse, ce interese au pur și simplu din online, ce se caută în zona ta, în nișa ta pentru a-ți popula business-ul, a-ți popula pagina, produsele cu astfel de expresii sau să fii întotdeauna pe placul clientului, cum s-ar spune. Faptul că prin tehnologie, cu internet, cu tot ce ai tu acum la dispoziție, chiar într-o mână, mă refer la banalul telefon, poți să ai acces la cea mai mare piață, poți să-ți dezvolți business-ul mai mult decât crezi dacă alegi să te implici în direcția asta. Totul depinde din tehnologia, te ajută, e aceeași pentru tot, timpul e același pentru toți, depinde cum folosești și tehnologia te ajută în direcția asta. Și iar, atenție la parteneri. Nu recomand cei mai ieftini parteneri, recomand cei mai siguri parteneri, care te asigur că te pot ajuta. Cu cei mai ieftini nu faci treabă, pentru că aici intervine și partea asta de negociere. Când am spus că o să fac un video despre acest lucru. Când negociezi resurse, adică implicare financiară, îți reduci tu foarte mult timpul de a lucra cu un diferit furnizor. Pentru că un contract foarte bine negociat, adică să negociezi din punct de vedere financiar, nu îi va permite respectivului partener să se dezvolte foarte bine, foarte rapid, să-și ia cele mai bune resurse umane care să te ajute pe tine. Aici să fim foarte atenți. Înțeleg limitarea de resurse financiare, dar trebuie să vedem dacă nu îți permiți la momentul respectiv tehnologia și resursele unei agenții sau unei persoane sau unei tehnologii, nu face neapărat un compromis să cumperi cel mai ieftin, că nu te asigur că o să fie cea mai bună soluție pentru tine. Și atunci iar se transformă în reversul medaliei, să spui, nu funcționează, am încercat, am apelat la profesioniști, profesioniști numiți de cine? Optimizarea, din punctul meu de vedere, optimizarea digitală vine ulterior. Adică după ce tu îți rezolvi părțile de core business clasice, după aia vii cu optimizarea. Optimizarea e necesară în momentul în care costurile tale sunt ridicate. Ai crescut prea mult sau vrei să crești mai mult. Atunci trebuie să te gândești la optimizare. Eu nu cred că un startup trebuie să investească de la început în partea asta de soluții digitale. Deci mai întâi să aibă definite clar procesele,
Exact. Și cele critice alea trebuie pe rând. Și da, care ar fi pașii care tu i-ai sugera? Păi asta aș sugera. Să-și rezolve partea de vânzări, partea de facturare, să-și rezolve partea de livrare a produselor și ulterior să încerce să facă optimizarea lor. Și iarăși, ce nu mai recomand, să nu încerce de la început să-și cumpere neapărat o soluție care le face pe toate. Poate la început să-și cumpere o soluție foarte bine, foarte bună pentru facturare, contabilitatea aurea externalizată, să-și ia un CRM free, sunt soluții free în primă fază pe care le poate folosi și după ce crește să înceapă să se gândească la optimizare. A, corect. Asta văd eu o provocare, că de multe ori companiile tot amână să facă investiția din cauza banilor. Da, corect. E o mare provocare asta. Și știi și tu acum, ca și mine, că noi, furnizorii, producătorii, cei care acționează, integratorii de soluții, da. Da, am tot găsit soluții, software as a service, cloud, subscripție lunară, astfel încât la ora actuală o companie, startup, o companie care l-a început sau o companie mai veche, poate cu câteva sute de euro să aibă toate sistemele, acces la orice sistem pe care îl dorește. Nu mai trebuie să investească mii sau zeci de mii de euro, cum era înainte, când cumpăra licențe. Acum, exact, cu sute de euro poate să aibă orice sistem. Le urez succes tuturor companiilor și tuturor oamenilor care ne-au urmărit în anul ăsta, în 2021. Eu cred că va fi un an destul de similar cu anul trecut, dar vă recomand să vă digitalizați business-urile, să căutați soluții și să nu vă lăsați, să luptați în continuare, pentru că, din punctul meu de vedere, perioada asta este și o oportunitate pentru business-uri. Găsiți-vă oportunitățile voastre. Ca să înțelegem ce înseamnă Windows Virtual Desktop, trebuie să înțelegem ce este o mașină virtuală. O mașină virtuală este un computer care de obicei se instalează dintr-o imagine, se comportă exact ca un computer normal, ca un desktop, dar este capacitatea de procesare și de stocare se află undeva în cloud sau undeva într-un alt loc. Un singur lucru important e că putem lucra nu neapărat de acasă, putem lucra de oriunde. Putem să ne facem planul exact așa cum vrem noi. Nu mai trebuie să pierdem timpul în trafic, nu mai trebuie să stăm tot timpul în apartament. Putem să plecăm din apartament, ne ducem într-o altă locație, în casa de la țară, de vacanță sau mai știu eu unde, și putem lucra în siguranță și simplu. Excelent. Deci putem lucra în siguranță. Exact. Asta e un mare avantaj. Și de oriunde. De la schi, de la munte, de la mare. De la mare, din orice țară dorim. Din orice țară, mai puțin Coreea de Nord. Corect. Da, da. Una dintre provocări este să găsim soluția optimă pentru client. Nu există soluție universală, nu poți face totul cu un singur echipament sau nu poți cere totul de la un singur echipament. De aceea foarte important este să fim aproape de clienți. Corect. Și voi aveți aici un rol important, poate cel mai important rol, să știți să calificați soluția pe care trebuie să o livrăm către client. Este să vorbim despre proiector și tabă interactivă. Aș sublinia că proiectoarele interactive de la Epson fac ele singure tot ce face un proiector clasic plus o tablă interactivă. Și nu ai nevoie decât de o suprafață albă-dreaptă. Fie ea o tablă clasică pe care se scrie cu markere și pe care, bineînțeles, o poți utiliza în continuare ca o tablă pur și simplu sau pur și simplu un perete alb. Mă rog, să fie drept. Dar din acest vedere este mult mai versatil. Poți utiliza tabla cu markere așa cum dorești, tradițional. Poți să o folosești ca suprafață de proiecție pentru proiector interactiv și faci același lucru pe care le-ai face și cu markerele pe aceeași tablă, dar mult mai multe. Poți face partajare de ecran, poți într-o parte să folosești parte de whiteboard, într-o parte să proiectezi un conținut video, un filmuleț sau o imagine de la o cameră de documente, să faci adnotări, să proiectezi o plantă, să proiectezi o imagine de la microscop.
Să proiectezi pur și simplu două foi cu care a venit profesorul de acasă și acela să fie suportul de curs și partea de interactivitate decurge în continuare natural la școală. Deci aici doar imaginația este limita. Cum închid această stație? Păi, în primul rând pot să o închid de aici, da? Pot să-i dau power și să o închid de aici. Sau dacă stația s-a blocat, are o problemă, nu știu, poate mai întâlniți blue screen, sper să nu, dar se poate întâmpla. Evident, există întotdeauna opțiunea să intru de la distanță și să-i tai puterea de la distanță. Haideți să o închidem de la distanță. Și pentru aceasta aș dori să văd din nou toate stațiile mele conectate la... O să închid pe asta. Toate stațiile mele conectate la KBM. Haideți să-i și închidem puterea de la distanță, ca să vă arăt nu doar prin tabletă cum se poate face asta, ci și din interfața grafică, pentru cei dintre noastre care sunteți mai tehnici. By the way, pot să-i aprind lumina lui Marian, uite că stă pe întuneric. Pot să văd chestia asta de aici, că stă pe întuneric. Hai să ne întoarcem la showroom. Singurul lucru care trebuie să vă rămână în minte legat de soluțiile Cisco Meraki este simplicitate. Cât de simplu este de administrat, de plasat, de instalat, de monitorizat și de rezolvat în cazul în care sunt probleme. Nu ne dorim să pierdem timp cu rețeaua, ci să câștigăm timp și valoare. Super! Timp și valoare! Asta e o chestie de luat aminte! Bun. Da, bănuiam că oricine dintre noi care a fi început punea ideea de simplitate pe primul loc. Cred că pe lângă ideea de simplitate, aș face și ideea de să-i spun o calitate premium a soluției. Chiar dacă mai sunt și multe alte soluții cu conectare în cloud, ca Cisco suntem o gamă premium de produse. Corect. Deci pe lângă ideea de a fi foarte simplu și ușor de administrat, nu facem rabat la calitate. Și din nou, ca să pun accentul, ca să lăsăm produsele să arate de la sine, vă invităm cu mare drag să ne provocați la demo-uri, să vă lăsăm echipamente pe care să le puneți la muncă. Aș vrea să discutăm despre scenariul în care probabil ne vom regăsi în momentul în care ne vom întoarce la muncă și se tot discută și veți auzi acest stil de lucru hibrid. Stilul de lucru hibrid nu înseamnă decât că, din fericire, vom reuși să ne vedem cu toții față în față înapoi la birou, dar am și niște statistici după mine, vom vedea că cel puțin o persoană cu care suntem într-o întâlnire nu va fi în sală cu noi, va fi undeva remote. Da? Și asta înseamnă, de fapt, întâlniri hibrid și viitorul sălilor de meeting moderne, în care orice persoană, chiar dacă se află în sală sau nu este în sala de ședință, să aibă, de fapt, aceeași experiență și aceeași productivitate. Da? Și atunci, da, viitorul de muncă cel mai probabil va fi hibrid, pentru că nu o să mai fim legați de birou, însă toată treaba asta implică și un pic de organizare. Și organizarea asta nu trebuie să coste mii de euro. Ați văzut, eu am făcut-o, repet, acasă la mine în birou. Da? Am făcut două echipamente în priză și am legat două cabluri. Da? Da. Și am pus o licență de demo de Teams Rooms, într-adevăr. Și ideea care aș vrea să rămâneți este că noi, Microsoft, prin tehnologia pe care o aducem pe piață, prin parteneri, cum este OneIT, știm ceea ce facem. Suntem pregătiți pentru ceea ce va urma. Eram pregătiți. Noi, vă dau un exemplu fără să fie lipsă de modestie. Când s-au închis școlile, am fost primii care am zis, noi putem digitaliza școlile peste noapte. Atât timp cât este dorință și am fost primii care am făcut asta. După care au venit alții din spate, cu tot felul de oferte de genul ăsta. La noi oferta exista și nu s-a schimbat nimic. Nu există ofertă de coronavirus, ca să o zic pe față. Noi nu am avut așa ceva. Da? Este aceeași tehnologie, doar că a fost un interes mai mare pentru ea. Dar știam dinainte ce avem de făcut și am făcut-o. Și chiar și acum, odată cu reîntoarcerea la birou,
avem tehnologia necesară, inclusiv de a digitaliza o sală de ședințe rudimentară care are un flip chart, după cum puteți vedea, îl putem digitaliza și pe asta. Fără să facem investiții de mii de euro, fără să avem nevoie de cine știe ce soluții și integrări și coduri scrise pe diverse switch-uri și rutere, da? În momentul în care ai băgat la net, ai legat la net soluția, indiferent ce producător este, va funcționa. Și o sală de genul ăsta de ședințe are integrare inclusiv cu Zoom și cu Cisco Webex. Deci puteți intra un Teams Rooms și într-un meeting de la competiție. Super! Tehnologia pe care, asta e a doua parte, tehnologia pe care o cauți tu să eficientizezi o grămadă de lucruri. Că e un CRM, că e un ERP, că e un exact. Nu știu ce chestie. Aia înseamnă a doua Correct. Parte a tehnologiei. Una e obligatorie să stai în joc, cealaltă poate face diferența dacă o folosești cum trebuie. Asta e foarte bine că ai sesizat că asta e moda. Dar nu e decizia, gata, aruncăm cu bani. Și eu vă mai recomand să faceți o chestie. Fiecare tehnologie nouă pe care vreți să o adoptați, faceți un gest, ascultați-mă pe mine că-s bătrân în zona asta, mergeți la un consultant pe domeniul respectiv, cum ar veni, discutăm aplicat la mine la influencer marketing, și plătiți o oră de consultanță și spuneți-i ce vreți să faceți, că voi nu vă pricepeți la zona asta. Și da. El o să vă zică dacă merită sau nu, măcar atât. S-ar putea ca suta aia de euro pe care o dați sau cât dați la un consultant, să vă salveze niște mii de euro pe care altfel i-ați aruncat pe geam. Atât de important un om care știe cât e ceasul. Cum îi alegi? Aici e altă discuție pe consultanți. Pentru noi, hibrid înseamnă, în principiu înseamnă ceea ce noi ne așteptam să se întâmple oricum. Un angajat care lucrează în modul hibrid va avea zile în care trebuie să stea la birou sau momente în care stă la birou, va avea zile în care lucrează de acasă, va avea zile în care trebuie să plece în deplasarea de care vorbeam mai devreme. Da. Și cred că am discutat deja cum designul nostru de PC-uri mai compacte, designul nostru cu baterii de durată mai lungă, designul nostru de PC-uri care sunt foarte fiabile și foarte rezistente, ne protejează fix de toate aceste sau în fine, ne ajută să desfășurăm toate activitățile astea mai bine. Gândiți-vă, mă întorc puțin la ce spuneam mai devreme cu asigurarea aceea on-site, suportul acela on-site. On-site înseamnă la biroul meu în România, on-site înseamnă la mine acasă în România, on-site înseamnă și dacă trebuie să am o deplasare în Franța. Laptopul mai cade pe jos în Franța. Gravitația funcționează și în Franța. Garanția, în special garanția ProSupport Plus, este globală. Dacă am o deplasare în Franța... Suportul on-site funcționează oriunde, chiar și în deplasări. Da? Bine, am dat exemplu cu Franța, dar la fel, fie că suntem în Baia Mare, fie că suntem în Timișoara, în Arad, în București, același lucru se aplică. Răspunsul simplu este da. Răspunsul meu ar fi... mie place foarte mult că atunci când protejăm un sistem, să-l protejăm în întregime, să-i facem o imagine. Există o serie de avantaje la chestia asta, evident și dezavantaje. Dacă vorbim de avantaje, ar fi posibilitatea de a restaura date, va fi să restaurăm integral un sistem sau parțial. Evident că dacă am backupat doar câteva foldere sau fișiere, avem doar posibilitatea să recuperăm acele foldere și fișiere, deci parțial. Ca urmare, dacă avem nevoie să recuperăm partiția sistem, nu avem. Dacă avem copia, dacă vrei, imaginea acelui computer sau sistem, vom putea recupera și integral, adică îl punem efectiv la loc. Iar asta ne dă posibilitatea, dacă vreți, să supraviețuim sau să fie din nou funcțional într-un mod foarte rapid, dacă avem timpul de restore foarte rapid. Iar dacă ar fi să vorbim de dezavantaje, aș spune că dezavantajul de a face imagini este că dimensiunea celor backup-uri crește, da, însă avem posibilitatea să facem backup-uri incrementale, numai ce s-a schimbat, fără să afectăm opțiunile de restaurare. Deci ce crezi tu că e cel mai important legat de partea de backup, legat de firme, legat de productivitate? Gândiți-vă cum facem restaurare
și nu cum facem backup. Putem să facem copiile respective prin o serie întreagă de metode, dar gândiți-vă la ce e important pentru voi. Gândiți-vă, când alegeți o poliță de asigurare, nu vă gândiți care e cea mai ieftină. Evident, și asta e un criteriu. Nimeni nu spune să plătești o mână și un picior. Da. Dar gândiți-vă cum pot face restaurarea în caz de incident. Gândiți-vă la ce vreți să protejați, cum ați dori să fie protecția, cum ați vrea să... Așteptările pot fi... Vorbeam cu cineva care îmi spunea aș aștepta să nu pierd nimic și să continui funcționarea. Evident, se pot face astfel de lucruri. Se pot face clustere în locații cu noduri activ-activ, dar investițiile sunt de obicei foarte mari. Dacă da. Cu cât mergem spre zero cu pierderea datelor, cu atât investiția e mai mare. Cu cât vrem să facem recuperarea mai rapid, în trecut plăteam din ce în ce mai mult. Astăzi putem să facem, să folosim, dacă vreți, într-un alt mod, schimbând, cum am spus, paradigma, exact, să putem să facem recuperarea în minute, lucru care înainte pentru asta trebuia să cheltuie o grămadă de bani. Astăzi putem să facem tot serie de lucruri istețe. Gândiți-vă la acel plan și gândiți-vă la modalitatea în care voi credeți că ar fi cel mai bine să faceți restaurarea datelor, astfel încât să nu vină șeful să stea pe umăr, să ne bată la cap de ce nu merge. Iar dacă aveți astea ca ghid, probabil că e foarte simplu și pentru noi să înțelegem la ce vă așteptați și să vă oferim exact ce așteptați. Ce îmi place? Normal că atitudinea băieților, profesionalismul de care dau dovadă, rezolvarea rapidă a lucrurilor care apar și de azi pe mâine, că până la urmă apar lucruri care te blochează instant și dai un telefon și... Și de la un calculator dintr-un birou și la un alt calculator din alt birou care nu avea nicio treabă unul cu altul, împreună cu voi am reușit să punem la punct o rețea de calculatoare, da. Un server și mai mult decât atât un soft care a fost creat de voi și pentru care apropo de proiectul de finanțare, zi-ne puțin să știe și cei care ne urmăresc cum a fost accesat faptul că țin minte și acum când ai venit prima dată la prezentarea legată de proiectele de finanțare și atunci ai zis că doresc. Da, așa este. Care a fost Călina la un alt, tot ținut de voi la o altă întâlnire legată de finanțări. De finanțări IT, de proiecte. Da. Așa, și atunci am zis, bun, hai să... Atunci am luat, de fapt, după cele de două întâlnire cu voi, am luat decizia de a accede la un proiect sau, mă rog, la o sursă de finanțare care până la urmă s-a dovedit a fi de bun augur și benefică pentru că proiectul, uite, este implementat și este funcțional. Am pățit că s-a criptat un server complet pentru că o doamnă din compania respectivă a dat click pe o reclamă cu iaurt. De acolo a început. Și s-a criptat un server întreg? Da. De la o reclamă cu iaurt. Da. Vulnerabilitățile există. Și ce să zic, cea mai bună variantă e personalul să aibă un minim de instructaj, să zic. Faptul că avem contractul de mentenanță, mie, în primul rând, mi-a luat de pe cap, de pe umeri, o mare problemă. Adică trebuia să mă gândesc la fiecare calculator din firmă care ce face, cum face, când are actualizări de făcut, când expiră nu știu ce licență. Ei, acum nu mă mai doare capul. Aveți grijă cum folosiți netul. Wow, da. Cel mai simplu. Da. Da, aveți grijă cum folosiți netul. Da, e gratis. Da. E gratis pentru toată lumea și pentru care vor să facă ceva rău. Hibridul soluției și
soluția completă pe care noi o oferim, da, poate să acopere toate aceste nevoi, făcând într-un mod eficient, atât din punct de vedere deployment, cât și din punct de vedere costuri. Da? Și foarte important, știu că m-ați mai auzit, haideți să încercăm să fim proactivi și nu reactivi, pentru că e posibil să fie puțin cam târziu, iar discuția noastră o să fie poate un pic diferit atunci. Exact. Asta e foarte important. Da? Avem o soluție complementară ce poate să acopere toate aceste nevoi, foarte ușor de utilizat, foarte ușor de administrat și eficientă din toate punctele de vedere. Ia uite, acesta este un NAS model desktop cu 4 bay-uri. Wow. E cel mai popular NAS al nostru, DS920+. Nu este tocmai ieftin, însă oamenii au ajuns la concluzia că e bine să facă o investiție care să fie se acopere în timp îndelungat. În plus, îi poți adăuga, dacă ai nevoie, încă o unitate de extensie cu încă 5 bay-uri. Deci poți spune în total 9 hard disk-uri. Păi dacă n-ai backup, da, e o problemuță. La fel se întâmplă, unii useri fac încă confuzie între backup și replication. De exemplu, da, ai datele local și le faci un backup pe un alt NAS, în altă locație, perfect. Dacă însă în loc de backup faci data replication, adică o clean, dar datele sunt aceleași și în cealaltă parte, și de aici ștergi ceva, se șterge automat și din cealaltă parte. Și corect. Dacă ștergi ceva din greșeală, e trist. Da. Datele tale sunt importante. Ar fi foarte bine, adică noi ne dorim ca tu să fii în controlul datelor tale. E bine să le ții în cloud, în mai multe clouduri, dar e bine să fie și cumva mai aproape. Nu că românul e proprietarul numărul 1 în Europa la case și la astea, dar e bine să ai lucrul tău, știi? Și eu zic o investiție foarte, foarte bună. Suntem obișnuiți să schimbăm telefonul smart la 2 ani de zile, sunt câteva sute de euro. Nu e un lucru rău, dar cu aceiași bani, practic, poți să faci o chestie mult mai înțeleaptă. E alegerea noastră, dar poate nu suntem conștienți de ea sau poate ni se pare că estimăm că e mult mai scumpă investiția. De fapt, nu e, este câteva sute de euro și e o treabă foarte, foarte bună, scap de o grijă. În plus, dacă vrei să atașezi la ea o cameră IP pentru apartament, da, sau casă, erau multe întrebări cu partea asta de camere cu surveillance, da. Deci împuști mai mulți iepuri cu treaba asta. Simplu de utilizat și practic asta cumperi când alegi o soluție Synology, cumperi o liniște, o siguranță. Corect. Păi ce crezi că ăsta e cuvântul potrivit? Ai o siguranță și o liniște. O liniște că, practic, datele tale nu se pot pierde. Da. Vă oferă întreaga infrastructură de care ai avea nevoie ca și client. Fie că lucrezi de la birou, fie că lucrezi de acasă, fie că lucrezi în deplasare, nu contează. HPO îți pune la dispoziție toate echipamentele pentru ca tu să poți să oferi cea mai mare productivitate de oriunde te-ai afla. Cam asta este principalul subiect, să zic. Să fii cât mai productiv, indiferent dacă ești acasă, dacă ești la birou, dacă ești într-o cafenea, aeroport, etc. Da, da, mai ales în această perioadă când se lucrează mixt, atât de la birou cât și remote, e foarte important să ai tehnologia la îndemână. Dacă discutăm de un echipament destul de bun ca și performanțe, dar ușor, este ZBook Studio. O stație grafică normală cântărește peste 2.2 kg. Însă ZBook Studio are 1.7 kg, deci este fix în gama de business, ca și un EliteBook 850x15 inch, are aceeași greutate, numai că poți avea procesoare i9, poți avea procesor Xeon și chiar și plăci video puternice dacă este nevoie. Sunteți un pic limitați la partea de RAM, se poate pune maxim 64 GB, dar ținând cont că este o persoană care este în deplasare, 64 GB cred că este de ajuns. E super suficient. Pentru necesități, da. Ce vreau să țineți minte este așa, în principal, suntem un producător care avem o tradiție destul de mare în zona asta, știm ce facem, știm cu ce se mănâncă acest tip de business,
Iar partea de dezvoltare, noi ca și motto al companiei este We make what matters work. Deci de principiu vom încerca tot timpul pentru beneficiari, pentru comunitățile în care se duc echipamentele noastre, să creăm un confort și o siguranță a instalației, dar și a utilizatorilor acelei instalații. Deci, în principal, cam asta aș dori să rămână. Uite, de exemplu, Adrian Tarța ne întreabă, referitor la programul de digitalizare a IMM-urilor, care ar fi condițiile de eligibilitate? Care este contribuția proprie? Practic, aici ne adresăm, în special în zona aceasta de fonduri nerambursabile. Pe partea aceasta de digitalizare, proiectul de digitalizare care o să apară în România, contribuția proprie este de 10%. Condițiile de eligibilitate, în special proiectul este făcut pentru IMM-uri. Da, se pot accesa fondurile, însă nu știm exact ghidul final. Cu toți așteptăm ghidul final ca să putem afla dacă depinde suma de cifra de afaceri sau alte condiții legate de eligibilitate. Am să rog colegele să ziceți câte un cuvânt legat de fiecare acest punct, fiecare dintre aceste 5 puncte. Mariana. Pentru echipamente IT avem toată gama care poate fi folosită într-o companie. De la laptopuri, la servere, la echipamente pentru stocare, pentru backup automat, care să nu depindă de o anumită de o anumită persoană din companie. Cel mai mare beneficiu pe care l-ar avea fiecare companie dacă și-ar implementa o soluție de la A la Z ar fi costurile. Pentru că automat s-ar reduce mult din anumite costuri adiționale pe care compania le are. Ăsta cel puțin eu îl consider unul dintre cele mai mari beneficii, plus partea de productivitate. Altfel ar funcționa în momentul în care ar avea implementat fiecare soluție, nu ar mai întâmpina anumite obstacole. Ce am observat că din ce în ce clienții sunt mult mai deschiși. Chiar, Cristina, avem câteva exemple cu câțiva clienți cu care am discutat acum recent. Așa e? Da. Chiar a fost încântat și sunt deschiși și cumva sunt foarte recunoscători că încercăm să-i ajutăm și automat când ei observă că noi mergem către ei, ne răspund la fel și încearcă să comunice și să ne ofere toate informațiile de care avem nevoie ca noi să reușim să le oferim soluția cea mai potrivită pentru ei. Este practic fluxul de date. Practic avem datele, le stocăm în zona de aici pe un astfel de device. Putem să le filtrăm, adică să le analizăm și să vedem ce date sunt importante ca să fie trimise mai departe către data center și către cloud. Datele pot ajunge din zona de aici direct într-un cloud sau pot ajunge într-un data center și mai departe din data center putem să facem, de exemplu, un backup to cloud. Știi, Nico, când spuneam la început inițial despre acea agilitate, efectiv, exact asta vizează. Este procesarea datelor acolo unde de cele mai multe ori ele sunt create sau sunt necesare. Efectiv, acolo se regăsesc. La utilizatori, la o casă de marcat, în cazul unui supermarket, la anumiți senzori, de exemplu, care adună datele din teren, fie că vorbim de, nu știu, un panou electric sau un contoar de apă și așa mai departe. Această procesare se întâmplă în afara data center-ului. Asta numim edge, deci la extremități, la îndepărtare, să spunem. Indiferent că... Și acest lucru e important din punct de vedere al vitezii de procesare. Absolut, absolut. Deoarece nu trebuie să iei datele de acolo, să le trimiți în data center, să le procesezi, să le trimiți înapoi. De cele mai multe ori nu este o problemă neapărat de latență sau de viteză, cât de disponibilitatea rețelei. De multe ori poate se află sau cade rețeaua sau nu comunică cu data center-ul. Utilizatorul sau clientul nu își permite să piardă acele date sau acelea să nu fie procesate. De aici necesitatea de a procesa în afara data center-ului. Ceea ce aș vrea să mai adaug este disponibilitate.
Dar poate acum jumătate de an, un an, poate mai mult timp în urmă aș fi răspuns diferit. Mulțumesc, Bogdan, că ai acoperit-o foarte bine. Eu aș vrea să spun disponibilitate. Avem inclusiv în acest moment, ieri respectiv, astăzi nu am apucat de azi dimineață să verific, avem clienți care ne-au cerut și sunt, ne-au pus sau sunt gata să ne placeze purchase order, spunem noi, PO, ordin de cumpărare, pentru faptul că livrăm echipamente. Deci în ziua de astăzi este o mare problemă pe supply chain, pe zona de disponibilitate de componente și de resurse, astfel că e posibil să cumpărați un produs și să vă fie livrat în N număr de zile. Lucrurile la noi încă sunt aproape, relativ aproape de normal. Lucrul cu care aș vrea să rămâneți în minte la sfârșitul acestei discuții este că Xerox este o companie de tehnologie, că Xerox nu înseamnă doar imprimante, înseamnă și imprimante, dar nu doar imprimante, și serviciile și tehnologia pe care Xerox o poate pune în slujba partenerilor noștri și a clienților noștri, până la urmă utilizatorilor, chiar îi ajută, indiferent de domeniul de activitate al clientului sau de dimensiunea companiei pe care o reprezintă. Avem soluții scalabile pentru orice tip de business și pentru orice dimensiune de business. Super! Și contactați-i pe partenerii noștri de la OneIT pentru a dezvolta aceste discuții și pentru a începe aceste discuții legate de servicii de imprimare, indiferent dacă le faceți cu Xerox sau nu. Eu sunt foarte fericit dacă clienții intră în această zonă de interes să apeleze la servicii de imprimare. Pentru că există atâta tehnologie și asta înseamnă modernizare, înseamnă simplificare, înseamnă tot ce vă spuneam. Mergeți către servicii de imprimare, de la Xerox sau nu. Sau măcar aplicați o urechi de analizat și să fiecare să decidă cum e mai bine pentru business-ul lui și într-o anumită durată de timp. Oricât ne-am dori ca revoluția digitală să nu se întâmple atât de repede, ea se întâmplă într-un ritm mult mai alert decât ne putem noi gândi. Și atunci, ce contează este ca tinerii de astăzi să fie pregătiți pentru această transformare digitală și să nu fie surprinși de ea, așa cum am fost noi anul trecut, când totul s-a mutat în online dintr-o dată, iar noi nu aveam nici resursele, nici know-how-ul necesar pentru a opera 100% profesionist în online. Ei nu vor mai fi așa. Dacă le asigurăm toate lucrurile astea de pe acum, ei vor ști cum să abordeze până la urmă transformarea digitală din perspectiva secolului 21. Așa că asta îmi doresc, să fim cu toții alfabetizați, copii, profesori, părinți, din punct de vedere digital, copii, profesori, părinți, administrație, până la urmă. Da. Societăți comerciale, companii, da? Deci să ajungem la un nivel de digitalizare care să ne ușureze viața și să ne permită în același timp să petrecem mai mult timp unii cu alții. Cam asta ar trebui să învățăm noi pentru copiii noștri și să ne putem bucura și anul acesta și anul viitor de un 1 iunie împreună, în aer liber și nu în fața device-urilor pe care trebuie să le folosim în scopuri utile și nu ca petrecerea timpului liber la nesfârșit în fața unui ecran. Exact. Puțin ce înseamnă acel sandbox, că s-ar putea să nu știe mulți ce înseamnă sandbox. Sandbox înseamnă un mediu izolat, un mediu făcut special construit în care se pot fi detonate fișiere malițioase, URL-uri malițioase, e-mail-uri, pentru a putea să vedem activitatea acelui artefact, să vedem exact ce face, dacă ar putea să ne impacteze infrastructura noastră. Și în funcție de noi avem acolo niște interpretori a tuturor acțiunilor, să vedem dacă acțiunile respective corelate înseamnă că fac ceva malițios. Practic, este un mediu în care putem să facem testarea
nu ar fi și ele suspicioase. Un mediu însemnând o mașină virtuală, un desktop virtual sau un server virtual, ceva de genul acesta, nu? Da, este un mediu virtual în care există mai multe componente, printre care aceste mașini de detonare, care sunt niște mașini virtuale. Încă o întrebare. Se pune problema deja să fie protejată și, protejate și telefoanele cu soluții antivirus malware? Da, se pune problema și în partea aceasta, normal, pentru că sunt și în partea de Android, în mare parte, sunt foarte multe atacuri și foarte multe maluri construite, să zicem, aplicații, pentru că, din punctul meu de vedere cel puțin, partea asta de store, de exemplu, în partea de Apple, sunt ceva mai secure. În partea de Android e mai ușor să pui o aplicație până să-și dea seama că face cineva ceva greșit. Și acolo, iarăși, e foarte important să putem să protejăm împotriva acestor tipuri de aplicații sau fișiere care se descarcă și așa mai departe. Și ar trebui să luăm în calcul și partea asta de maluri pe telefoane mobile. Pentru că telefoanele mobile, și în cazul meu, de exemplu, am, să zicem, conectat e-mailul de la muncă, am niște carduri asociate, exact, aplicațiile de internet banking. Nu mai este doar pentru a face da un telefon sau, să zicem, să trimitem un mesaj. Sunt din ce în ce mai avansate și pe partea aceasta. Sandra, cum influențează tehnologia relațiile interumane? Acum depinde de responsabilitatea fiecăruia, deoarece dacă tehnologia este utilizată într-un mod responsabil, atunci este de câștigat pe toate aspectele, inclusiv în aceste relații interumane. De exemplu, în perioada pandemiei, tehnologia a fost cea care ne-a susținut destul de mult în relațiile și comunicarea dintre noi, atât între noi ca și colegi, atât cât și pe partea cu clienții, clienții business, clienții care înainte erau sau aveau interacțiune cu noi fizic. Acum, din păcate sau din fericire, am reușit să menținem această relație și prin intermediul tehnologiei. Faptul că oamenii sau omul este cel care stă la baza tehnologiei. El a creat tehnologia și tot el o pune în funcțiune. Clienții sunt oameni în primul rând, ceea ce presupune implicit necesitatea creării unei relații interumane între noi și ei, care să favorizeze oarecum și să genereze o relație de business productivă, că bănesc asta avem în vedere toți. Relațiile interumane sunt cele care fac, de fapt, relații de business să fie plăcute. Faptul că interacționezi, de exemplu, prin intermediul unui e-mail, poate duce la un desnudământ foarte favorabil în afacere. Însă nu satisface acea nevoie a omului de a socializa și de a interacționa unul cu altul. Practic, ce înseamnă acest VPN? Este o rețea virtuală, privată, care creează o conexiune criptată de pe un dispozitiv, adică despre dispozitivul vostru de pe care vă conectați la internet, către serverul cu care doriți să comunicați. Ce înseamnă această conexiune criptată? Înseamnă că efectiv nu se vede traficul între cele două părți, între dispozitivul vostru și ceea ce doriți să accesați. Acest trafic este criptat și orice hacker care ar încerca să intre, să acceseze acest trafic, să-l vadă, nu îl poate accesa din cauza faptului că este criptat traficul. Orice utilizator ar trebui să aibă minim un antivirus instalat pe calculatorul lui, iar infrastructura companiei ar trebui să fie protejată de un firewall. Deci cam minimul de securitate ar fi un firewall și un antivirus pe fiecare calculator din cadrul companiei. Menționez că pe fiecare calculator, pentru că am avut surpriza neplăcută, da, la unul dintre clienți, a spus la un calculator care stătea pentru ceva utilaje din fabrică, pe acela nu mai vreau licență. A luat 200 și ceva de licențe pentru toți utilizatorii, pentru un calculator a optat că nu dorește. Și a venit un atac pe care Sophos nu l-a detectat, din prisma faptului că el a venit printr-un VPN. A venit din cadrul așa, cel calculator era conectat la VPN?
Da, și era legat cu o altă infrastructură din Franța și fix acel calculator care nu avea antivirus a fost afectat și toate datele de pe el au fost criptate. Atâta tot că clientul, în momentul în care a optat să nu-l protejeze, a știut că nu are date critice pe acel calculator. Restul de infrastructură, după ce a încercat să răspândească de pe acel calculator în restul de infrastructură, s-a fost detectat și a blocat orice tip de atac, astfel încât nu a reușit să meargă mai departe de acel calculator neprotejat. Dar de-aia zic, un minim de securitate ar însemna un firewall și un antivirus pe fiecare calculator. Deci din neapărat firewall și neapărat antivirus. Corect. Da. După aceea, bineînțeles, intră soluțiile de anti-spam, soluțiile de training, de phish threat, soluțiile de encryption. Măi, aș spune așa că digitalizarea, transformarea, toate aspectele acestea țin foarte mult de oameni. Și pornește de la antreprenori ca generare și are în vedere, pe de o parte, experiența angajaților, a propriilor angajați și apoi experiența clienților. Toate transformările astea nu trebuie făcute doar de dragul de a fi făcute, ci de a înțelege impactul lor, pe de o parte, și, repet, și în rândul angajaților și în rândul clienților, și cum compania ta poate să câștige niște avantaje adoptând noile tehnologii și luând un drum în zona asta de digitalizare. Deci e despre oameni toată chestia asta. Corect. Și nu vă fie teamă, adică n-ar trebui să ne fie teamă. Avem atât de multe resurse pe care le putem accesa. Ideea e să înțelegem ce, când, cum și cu ce resurse. Da. Corect, corect, corect. Deci tehnologia într-adevăr este despre oameni și până la urmă toate lucrurile acestea le facem ca să prosperăm noi ca și oameni. Exact, e exact. Foarte important. Și să transformăm experiența pe care noi o construim ca afacere pentru toți care gravitează în jurul nostru. Exact, exact. Super. Ați urmărit un scurt rezumat cu câteva idei din cadrul edițiilor Tech Time realizate de One IT. Puteți revedea orice ediție pe canalul One IT YouTube. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, dați un like, un subscribe, un share, deoarece dorim să împărtășim cât mai mult dintre aceste cunoștințe, din lucrurile care merită implementate, pentru că dorim în jurul nostru să fie o comunitate care să se dezvoltă împreună cu noi. Dacă aveți propuneri de subiecte, lăsați un comentariu la acest video cu ce informații doriți. Ne vedem în edițiile următoare Tech Time după vacanță. Numai bine, concediu plăcut pentru cei care mergeți în concediu și mult succes în businessurile voastre. Salutări!